După statistică, 90% dintre toate persoanele care încep să investească pierd toți banii lor încă din primul an. Și aici, indiferent că vorbim despre criptomonede, bursă, trading sau alte chestii, din 10 oameni care încep să practice investițiile, 9 pur și simplu pierd toți banii. Respectiv, în acest video am să explic de ce se întâmplă acest lucru, în principiu de ce în mare parte sunt tinerii cei care pierd acești bani sau începătorii cei care pierd acești bani și am să explic care sunt 4 factori care pur și simplu o să te ajute să câștigi în perspectivă mulți bani din investiții. Să începem acest video pur și simplu cu o formulă și această formulă arată pur și simplu de ce depinde câștigul tău din investiții. Încă o dată repet, indiferent că vorbim despre cripto, trading sau alte investiții. Câștigul, în principiu, din investiții, el depinde de 2 factori. Primul factor este capitalul, adică ce sumă de bani tu ești gata să investești, înmulțit la randament. Randament. Ok, randament înseamnă cu câte procente anual tu reușești să înmulțești banii tăi, banii pe care i-ai investit. Spre exemplu, să spunem că tu ai un capital de 1000 de euro, bani pe care ești gata să îi investești, indiferent că i-ai pus deoparte din salariul tău sau din altă parte, nu contează, respectiv cea mai simplă investiție pe care poți să o faci este, în principiu, banca. Să depui acești bani la bancă, la depozitul bancar, care îți va da un procent undeva de 3-4% anual în euro. Dacă vorbim în roni sau în lei moldovenești, procentul deja va fi un pic mai mare, deoarece inflația este mai mare. O să luăm, spre exemplu, 4. 4% randament va însemna că câștigul tău din această investiție va fi 40 de euro. Respectiv, atât vei câștiga tu timp de un an. Ok, 40 de euro este un câștig mic. Respectiv, pentru ca să avem un câștig mai mare, noi ar trebui să nu depunem banii la bancă unde primim 4%, dar să găsim alte investiții care ne dau mai multe procente. Spre exemplu, 10%. Deja cu aceeași 1000 de euro, spre exemplu, investiți, câștigul nostru va fi nu 40 de euro, dar va fi deja, spre exemplu, 100 de euro și așa mai departe. Dacă, să spunem, noi găsim careva investiții care ne dau nu 10, dar 20%, câștigul nostru va fi 200 de euro și așa mai departe. Ok, în același timp, pe lângă randament, pe lângă investițiile pe care le facem, noi putem să mărim capitalul nostru, să câștigăm mai mulți bani, să mai punem ceva bani deoparte din salariu și să investim, spre exemplu, 2000 de euro în loc de 1000 de euro. În felul ăsta, practic, câștigul nostru, cu aceleași 20% randament, va fi nu 200 de euro, dar deja va fi, spre exemplu, 400 de euro. Iată anume în felul ăsta și funcționează această formulă. Ea arată cu de ce anume depinde câștigul nostru din investiții. Acum să trecem la subiect de ce anume începătorii și tinerii sunt printre cei care pierd cei mai mulți bani. Răspunsul aici este pur psihologic, deoarece în investiții există o frază care spune că investițiile sunt locul unde banii trec de la oamenii nerăbdători la oamenii răbdători. Investițiile sunt despre răbdare, per general despre autocontrol, despre disciplină, acum știu să vorbim despre acești factori. În principiu, anume începătorii, anume tinerii, ei vin în investiții, fie că au auzit despre investiții, despre criptomonede, de la vecin, de la un prieten, de la nu știu cine, de la televizor, indiferent de unde, de pe YouTube, de la blogeri. Ei au impresia despre investiții că acesta este locul unde poți să te îmbogățești rapid, unde poți să câștigi sume de bani rapid, fără ca să faci nimic, peste noapte, practic. Ok, bun, dar dacă să luăm după formula noastră, păi, practic, să câștigi sume mari de bani peste noapte din investiții, este posibil doar în două modalități. Sau având un capital foarte mare. Adică, evident, dacă tu, spre exemplu, o să depui, să zicem, un milion de euro la bancă, hai să spunem așa, să zicem, depui un milion de euro la bancă, cu un procent, chiar și de 3-4% anual, păi practic se va primi că tu, fără ca să faci nimic, într-adevăr vei câștiga 40.000 de euro anual, fără ca să faci nimic, și asta va fi cam în mediu 3.300 de euro undeva aproximativ pe lună. Tu vei câștiga fără ca să faci nimic, să spun așa. Dar în cazul în care capitalul tău va fi un milion de euro. A doua modalitate de a câștiga bani mulți din investiții, dacă nu ai un milion de euro, este să investești
cu un randament foarte mare, să obții procente foarte mari. Pentru ca să obții procente foarte mari, trebuie să te bagi în anumite investiții riscante, în careva criptomonede, proiecte care se află la început, care nu se știe în genere ce e cu viața lor, acolo poate să se întâmple că ele într-adevăr vor crește foarte tare, dar poate să se întâmple că mâine dimineață vor dispărea. Respectiv, pentru ca noi să obținem, nu știu, un câștig mare, noi într-adevăr trebuie să investim cu un randament de, nu știu, de 4.000 de procente anual sau 40.000 de procente anual și așa mai departe. Respectiv, tinerii, începătorii care ei vor acest câștig mare, ei vor nu 400 de euro să câștige în investiții, ei vor să câștige, mai știu eu acolo, 40.000 de euro și așa mai departe, dar ei nu au un capital, deoarece tinerii vin în investiții cu ce? Ei vin în investiții, încep să investească cu 50 de euro, vin în trading, sau începătorii în investiții încep cu 10, 20, 50 de euro, ceea ce este real. Dar ei subestim, ei nu au răbdare, ei nu au disciplină și ei vor mulți bani deodată. Dar mulți bani deodată după această formulă e posibil doar asumându-ți investiții super riscante. Ei se bagă în investiții riscante unde aproape garantat pierzi banii, investiții de felul ăsta, deoarece în investiții, în principiu este așa o regulă, că cu cât mai mare este câștigul, cu atât mai mare potențialul câștig, cu atât mai mare este riscul. Respectiv în investiții, undeva 30% anual, deja un câștig de 30%, deja este practic zona roșie, zona în care tu riști foarte mult să pierzi banii tăi, 40%. Asta este zona roșie unde riscul este foarte, foarte mare. Dar tinerii începători, ei vin cu, iată, asemenea așteptări să facă nu 30%, 40%, dar 400%, 4.000% și așa mai departe, folosind tradingul sau alte investiții pur și simplu super riscante, tocmai din cauza asta, asta duce la pierderea banilor. Ce trebuie să faci în încheierea acestui video? Vreau să spun, pentru ca să câștigi bani în perspectivă pe termen lung. Aici, în principiu, există 4 factori, 1, 2, 3, 4, care îți garantează acest lucru. Primul dintre acești factori, cât de banal nu ar suna, este anume răbdarea. Răbdarea este factorul care determină anume câștigul în investiții, deoarece, repet, tinerii începători pierd din cauza că ei vor mulți bani și acum. Ei bagă 50 de euro, caută investiții super riscante să facă mulți bani peste noapte, fără ca să știe că, spre exemplu, investind 50 de euro pe lună cu o creștere de aproximativ 20% anual, unde riscul nu este atât de mare, tu, practic, în diapazonul la 20-30 de ani, vei avea în contul tău de investiții peste 1 milion de euro. Aproape că fără riscuri foarte mari, fără să rămâi fără bani, fără ca să-ți joci, practic, la loterie. Respectiv, prima este răbdarea, să spun așa. Cea de-a doua, în principiu, este money management-ul. Money management este atunci când tu, spre exemplu, câștigi o anumită sumă de bani și tu, respectiv, împarți acei bani, să spun așa, după bugete. Tu înțelegi că din acei 500-1000 de euro pe lună care tu îi câștigi, tu 200 de euro îi aloci pentru investiții. Adică la tine este împărțit tot pentru bugete, necesități, investiții, etc., etc. Asta este important în general în investiții, să spun așa. Inclusiv cum tu împarți banii în investiții, între ce investiții împarți banii? Bursă, cripto, fonduri și așa mai departe. Asta tot este foarte important, tot este despre money management. Următorul, disciplina. Disciplina ce înseamnă? Înseamnă ca tu să ai de acea disciplină de a investi bani cu regularitate. Nu o lună am investit 50 de euro, pe urmă încă jumătate de an nu investesc, pe urmă investesc 5.000 de euro, pe urmă iarăși nu investesc și așa mai departe. Disciplina, ca tu cu regularitate să ajungi să-ți formezi un capital. Deoarece atunci când tu nu ai 1 milion de euro la dispoziție, nu i-ai primit prin moștenire, singura ta modalitate de a forma un capital este să fii disciplinat și în fiecare lună să pui bani deoparte. Disciplina este un factor foarte important și ultimul factor este risk managementul, adică cum tu gestionezi riscurile pentru ca să nu pierzi banii din investiții. Asta înseamnă că tu nu iei toți banii și îi bagi în cripto și așa mai departe, da? Practic tu știi că din toată suma de bani care tu ai la dispoziție, să spunem 1000 de euro ca exemplu, tu, spre exemplu, nu investești mai mult de 10% într-un singur activ, nu intri cu mai mult de 2%, spre exemplu, 2-3% într-o singură tranzacție în cazul în care faci trading și așa mai departe. Acești 4 factori pur și simplu te ajută să câștigi bani în investiții și nu îți permit să cazi în această capcană care se numește capcana începătorilor, unde pur și simplu toți aleargă după câștiguri mari cu capital mic și practic garantat pierd bani.
Sper că ceea ce am explicat în acest video a fost clar. În cazul în care tema investițiilor te interesează, în cazul în care ești total începător, nu înțelegi cum în general funcționează investițiile, vrei să începi să câștigi bani din asta, sau în cazul în care deja ai încercat să faci careva investiții, dar nu s-a primit, ai pierdut bani pentru că n-ai investit de capul tău, nu ai avut o strategie și mai departe, sau deja în principiu investești, să primești și faci careva câștiguri, dar vrei să câștigi mai mult, vrei să structurezi informațiile pe care le ai în cap și așa mai departe, atunci vreau să te invit peste câteva zile la un webinar gratuit, unde în principiu am să-ți explic pas cu pas unde și cum poți să investești banii tăi în 2023, pentru că aceștia să înceapă să-ți genereze alți bani în regim pasiv. În principiu, în cadrul webinarului am să explic de ce merită să investești, în ce anume merită să investești în 2023 și cum anume poți începe să investești. Vei înțelege cum funcționează investițiile de la început până la urmă, vei înțelege dacă acest subiect este interesant pentru tine sau nu este interesant pentru tine, merită sau nu să-i acorzi atenție și vei înțelege, desigur, cum poți să începi să câștigi primii tăi bani din investiții deja peste câteva săptămâni. Linkul pentru înregistrare la acest webinar îl găsești în descrierea acestui video. Dacă videoul a fost interesant, atunci lasă-mi un like și abonează-te la canal în cazul în care nu ești abonat, deoarece aici vorbesc mult despre cum poți câștiga mai mulți bani și cum poți înmulți banii tăi cu ajutorul investiției.